Să ne rugăm împreună. Doamne, tatăl nostru care ne iubești, sunt și milostiv. Săptămâna trecută ne-am adunat să învățăm împreună cuvântul tău și de data aceasta îți mulțumim mult pentru că... Ne-ai ajutat ca multe suflete să înțeleagă harul tău și să primească mântuirea. Când nu te-am cunoscut, Doamne, tu ne-ai iubit mai întâi. Și când eram pierduți în mijlocul păcatelor noastre, Domnul Isus Hristos a primit judecata și blestemul nostru veșnic din cauza păcatului nostru și prin sângele său pe care l-a vărsat a luat toate păcatele noastre ne-ai dat mântuirea atât de mare. Acum că am primit mântuirea, ne-ai făcut copiii tăi sfințiți și ne-ai dat speranța veșnică pentru a putea să mergem în cer. Acum că am primit mântuirea prin sângele prețios al tău, ajută-ne să trăim vrenici de cuvântul tău, dăruindu-ne mereu cuvântul tău și înțelegerea ta ca să te primim, Doamne, când vei veni din nou. În mijlocul nostru, dacă mai sunt unii care încă nu au înțeles iubirea ta, deschidele inimile pentru a înțelege iubirea și harul tău imitor. Noi, cei care am primit mântuirea, ajută-ne să știm cum să trăim restul vieții noastre. Ne rugăm în numele Domnului nostru, Iisus Hristos, amin. Haideți să căutăm în Biblie. Marcu, capitolul 4. Marcu, capitolul 4. Marcu, capitolul 4, de la versetul 26 la versetul 29. El a mai zis, Cumpărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, Pune secera în dată secerania pentru că a venit secerișul. Până aici. Săptămâna trecută, am avut primul seminar biblic din acest an. Deci timp de o săptămână am învățat cuvântul lui Dumnezeu. Și de data aceasta cred că au fost mulți oameni care au primit mântuirea, și acesta a fost și scopul nostru. Dacă privim în cartea Evrei, capitolul 2, versetul 3, spune, Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, Acest capitol 1 din cartea Evrei vorbește cât de mare este harul prin care Dumnezeu ne mântuiește. Ne vorbește în diferite moduri, fie că este vorba de Vechiul Testament sau de Noul Testament, printre lucrările pe care le face Dumnezeu, cea mai mare, cea mai importantă este lucrarea de salvare a sufletelor. Oamenii care au fost creați după chipul și asemnarea lui Dumnezeu sunt înstrăinați de Dumnezeu, sunt destinați să primească judecata lui Dumnezeu, dar Dumnezeu îi nu îi lasă să meargă în iad, ci pentru a ne răscumpăra din păcatele noastre, l-a trimis pe singurul să fiu născut, Domnul Iisus Hristos, pe acest pământ, pentru a primi judecata și blestemul în locul nostru. El a murit în locul nostru, văsându sângele său prețios, pentru a lua păcatele noastre pentru totdeauna, și după ce a zdrobit puterea morții ne-a dat marea mărturie că ne iubește. Această Evanghelie a pornit din Ierusalim și a fost propovăduită din Iudeea, apoi în toată lumea. De când Domnul Isus Hristos a părăsit această lume, această Evanghelie a fost predicată și a ajuns până în Corea, care este o țară din Orientul îndepărtat. Este un lucru uimitor. Faptul că fiecare persoană primește mântuirea este mai valoros decât toate lucrurile din lume, pentru că sufletul unei persoane este mai valoros decât orice din lumea aceasta. Așa spune în cartea Matei, capitolul 16. Faptul că am primit mântuirea înseamnă că scopul pentru care ne-am născut în această lume a fost împlinit. Am venit pe acest pământ pentru a cunoaște dragostea lui Dumnezeu și pentru a primi mântuirea. Scopul venirii Domnului Isus Hristos este de a muri pentru păcatele noastre și de a ne da viața veșnică. Acum noi cei care am primit mântuirea avem ca scop de a salva alte suflete pierdute. Spune, crede în Domnul Isus, vei fi mântuit tu și familia ta. Când o persoană primește mântuirea, nu înseamnă că familia sa va primi automat mântuirea, ci înseamnă că atunci când o persoană primește mântuirea, va dori să predice acest cuvânt soțului său, soției sale, Prietenilor săi, cunoștințelor sale, oamenilor din jur, pentru că știe că și ei au fost creați după chipul lui Dumnezeu, știe că Isus Hristos a murit și pentru Duhul său, așa că va dori să propagodească acest cuvânt mai întâi familiei sale. Aceasta este cel mai urgent lucru pentru fiecare persoană mântuită. Tu însuți vei merge în cer, dar. Dacă te gândești că soțul tău, soția ta, părinții tăi, frații tăi, surorile tale vor merge în iad, cum poți să-i lași să meargă liniștiți în iad? Dacă cu adevărat sunteți mântuiți, nu i-ați lăsat să meargă liniștiți în iad, nu-i așa? Deci chiar și în rugăciune, cu toată inima, cu o inimă arzătoare, atunci familia ta va primi mântuirea. Dar sunt unii care refuză să primească mântuirea până în cele din urmă, spunând, lasă-mă să mă duc în iad, crede-te în Iisus Hristos, ce-ți pasă de mine? E bine, dacă refuză, chiar și până în cele din urmă, atunci nu există nicio cale. Dar și de data aceasta, noi creștinii care am primit mântuirea, am propăvăduit cuvântul familiei, vecinilor, cunoscuților, pentru că ne rugăm de multă vreme. Așa am făcut multe eforturi și am adus la biserică. Iar unii dintre ei au primit mântuirea. Dacă știi cât de mare și de valoroasă este mântuirea pe care ai primit-o, atunci vei fi capabil să prețuiești mântuirea altor oameni. Și când veți vedea că fiecare persoană primește mântuirea, Va fi o mare bucurie pentru noi, și Dumnezeu va fi de asemenea atât de fericit. Așa că ne vom bucura împreună cu Dumnezeu. Și de data aceasta, frații și surorile s-au rugat mult pentru seminarul biblic, așa că suntem foarte recunoscători pentru asta, în diferite părți ale bisericii. Surorile la bucătărie au făcut mâncare, prații în parcare să facă serviciul de a parca mașinile. Într-adevăr, alții de asemenea, membrii corului bisericii și în multe alte locuri nevăzute au făcut multă muncă. Așa că le mulțumim foarte mult și Dumnezeu știe că au muncit din greu. Cea mai importantă și valoroasă lucrare pe care o putem face în această lume este să salvăm sufletele pierdute. Nu este că un suflet poate primi mântuirea pe baza autorității vreunui președinte, chiar dacă cel mai bogat om din lume își dă toată averea, nu poate cumpăra un suflet. De asemenea, oamenii de știință care au făcut rachete și l-au trimis pe lună sau pe alte planete, dar totuși cu știința lor nu pot trimite o persoană în cer. Deși pot face multe lucruri, de exemplu medicii salvează vieți, dar ei nu pot trimite o persoană în cer. Deci cât de valoroasă este lucrarea pe care o facem, este cea mai mare misiune pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu, și acesta este scopul vieții creștinului. Deci, nu trebuie să uităm nici o clipă. Și de data aceasta, mulți au primit mântuirea, astfel, în Coreea există peste 225 de biserici, iar în străinătate sunt aproximativ 926 de biserici, în peste 80 de țări. Motivul pentru care această evanghelie este predicată cu tărie este pentru că cei mântuiți se roagă din toată inima, slujesc din toată inima după inima lui Dumnezeu, care vrea ca nimeni să nu piară, ci tot să vină la pocăință. De aceea există încă această lucrare de mântuire, dar știm că această epocă a Harului nu va dura la nesfârșit. Atunci când Isus Hristos va veni din nou, în aer, nu vom mai avea această ocazie de a salva suflete. Înainte ca acest moment să vină, haideți să facem cel mai mare efort pe care îl putem face pentru a salva încă un suflet. De data aceasta, cei care au cunoscut dragostea lui Dumnezeu sunt prezenți în acest loc. Vă salutăm pe toți și vă felicităm foarte mult. Acum noi toți, cei care suntem mântuiți, avem același Tată, pe Dumnezeu Tatăl, și suntem frați. În cartea Efeseni, capitolul 2, versetul 19 spune că suntem membri ai familiei lui Dumnezeu, adică suntem mai apropiați decât de familia de sânge, prin dragostea lui Isus Hristos și prin harul Său. Suntem uniți împreună, suntem mai apropiați și ne iubim unii pe alții. chiar dacă suntem apropiați de cineva în această lume, această relație se va sfârși într-o zi pentru că are legătură cu acest pământ. Credeți că în ceruri va exista afecțiune umană cu care veți putea trăi pentru totdeauna? Nu, nu va fi așa. Avem aceeași speranță, aceeași iubire a lui Isus Hristos, cu care trăim împreună și când vom merge în cer, vom trăi și noi pentru totdeauna. Chiar și atunci când vom merge în cer, ne vom cunoaște unii pe alții, dar nu va exista afecțiune umană, așa cum există în această lume. În 1 Corinteni, capitolul 13 spune: "Acum rămân credința, nădejdea și dragostea, aceste trei" dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Când vom merge în cer, nu vom mai avea nevoie de credință, nici de speranță, pentru că acestea se vor împlini, dar dragostea este cea care va dăi noi pentru totdeauna în cer. Adică noi suntem cei care vom trăi veșnic în cer, așa că chiar și pe acest pământ trebuie să trăim împreună. Desigur, din moment ce avem trup, trăim într-un mod limitat, avem încă familia noastră de sânge și trăim separat, dar totuși inima și mintea noastră sunt una. Așa că este important să învățăm tot restul vieții noastre. Ce este de învățat? Cum trebuie să trăim? Așadar, astăzi vă voi vorbi despre cum trebuie să trăiască creștinii care au primit mântuirea. Pentru că este foarte important. Bineînțeles că trebuie să continuăm să ascultăm mereu despre mântuirea pe care am primit-o, ca să nu uităm cât de mare este. Este un dar atât de mare pe care l-am primit, dar pe măsură ce trece timpul, vom învăța despre valoarea acestui dar. Cu cât cunoaștem mai bine valoarea acestui dar, cu atât vom fi mai recunoscători, mai bucuroși. Așa că pe măsură ce înveți Biblia, trebuie să înveți cât de mare este valoarea mântuirii. Nici eu nu o cunosc pe deplin, pe măsură ce învățăm mai mult și cunoaștem mai mult, vom trăi mai recunoscător și mai bucuroși și vom dori să trăim pentru gloria lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ne va ajuta. Ei bine, în acest cuvânt, Marcu capitolul 4, pe care tocmai l-am citit, Iisus Hristos a vorbit mulțimii adunate lângă lacul Galilei în Israel. Este ultima parte a predicii sale. Iisus Hristos, pentru a explica adevărul important, pentru ca toată lumea să înțeleagă, le-a explicat prin pilde, prin parabole. El plăcea să explice în felul acesta prin parabole. În acest caz, pilda asemănătorului, lângă lacul Galilei, unde vorbea Iisus Hristos, erau multe câmpuri. Probabil că Iisus Hristos a spus acest cuvânt când a văzut aceste câmpuri. Am fost de câteva ori la lacul Galilei din Israel, așa că atunci când am fost acolo, mi-a venit în minte cuvântul pe care l-a rostit Iisus Hristos. De aceea în versetul 26 se spune, Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când un om aruncă sămânța în pământ. Spune că așa este împărăția lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă că Dumnezeu este cel care face lucrarea de salvare a oamenilor care trăiesc pe pământ pentru a-i duce în cer, în împărăția lui Dumnezeu. De aceea, faptul că o persoană primește mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu. În Marcu, capitolul 4, versetul 14, spune că semnătorul este cel care seamănă cuvântul, spune că cuvântul este sămânța. De aceea, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 23, spune, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. În cuvânt se află viața veșnică. Așadar, a arunca acest cuvânt este ca și cum ai arunca sămânța care are viața. semăna acest cuvânt este ca și cum ai semăna sămânța care are viața. Acest cuvânt vorbește despre cine este Dumnezeu. Cine sunt oamenii, cât de mult îi iubește Dumnezeu pe oameni și ce a făcut Dumnezeu pentru a-i mântui pe oameni? Adică să trimită pe singurul să fie născut în felul acesta, sufletele noastre, sufletele moarte, primesc mântuirea și revin la viață. Întregul cuvânt include aceste lucruri, așa că dacă ni se predică cuvântul, inima noastră îl acceptă ca și un pământ bun, și de acolo începe viața. Biblia spune că unele semințe cad lângă drum sau pe pământ stâncos sau în pământ bun. Așadar, a predica cuvântul este ca și cum ai semăna sămânța. Dar există diferite tipuri de inimi ale ascultătorilor. Sunt unii care au o inimă foarte tare, împietrită, ca drumul. De aceea, chiar dacă aud cuvântul, nu-l acceptă în inimă, cu o inimă bună, este pentru că au inimi tari, mândre, au inim ca drumul, așa că sămânța aruncată nu poate intra. De aceea spune că păsările Cerului mănâncă sămânța. În capitolul 13 din Matei spune că sămânța căzută lângă drum, este mâncată de păsările Cerului, ceea ce înseamnă că diavolul vine și răpește cuvântul. Se referă la diavolul care are puterea aerului. Ascultătorii aud cuvântul prețios, dar le intră pe ureche și le iese pe cealaltă. Nu rămâne nimic în cap, ceea ce înseamnă că satana le dă alte gânduri ca să nu fie atenți. Sămânța uneori ajunge în pământ stâncos. Înseamnă că au auzit cuvântul, dar acolo sunt stânci, sunt pietre și puțin pământ, deci rădăcinile nu pot merge adânc în pământ. Iar când vine soarele, se usucă din lipsă de umiditate. Înseamnă că după ce au auzit cuvântul, vin diverse necazuri și dificultăți, dar din moment ce nu au suficientă rădăcină, nu rezistă și apoi cad. Nici ei nu sunt mântuiți. Acum sămânța căzută între spini înseamnă că pare să crească puțin. Dar, în prezența spinilor, adică grijile, preocupările, ispitele și poftele acestei lumi, ca niște spini, fac să fie neroditor. Pare că acest tip de oameni rezistă o vreme în biserică, vin, se adună, ascultă cuvântul. Dar în loc să fie recunoscători pentru harul primit pentru mântuirea pe care au primit-o, inima lor se umple de pofta lumii și apoi devine nefolositoare. Nici ei nu sunt salvați. Ce trist. Așadar, sămânța căzută în pământul bun se referă la cei care au auzit cuvântul, l-au înțeles și a crescut și a dat rod. 30, 60 și 100%, ei sunt cei care acceptă cuvântul cu o inimă bună și îl înțeleg. Apoi, de acolo răsare, așa cum se spune în Marcu capitolul 4, fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, aceasta se referă la trecerea timpului, Fie că doarme noaptea, fie că stă trea ziua, sămânța încolțește și crește, fără să știe el cum. Se spune întâi un fir verde. Se refere la începutul vieții, apoi spic, se refere la creșterea vieții și după aceea grâu de plin în spic. Acesta se refere la roada vieții. Când este coaptă roada, Pune în dată secerania pentru că a venit secerișul. Așadar, acest cuvânt vorbește despre trei etape ale mântuirii. În Biblie se mai vorbește și prin pilde ca să înțeleagă oricine mai ușor. În acest caz, fir verde este începutul vieții. Apoi spicul este procesul de creștere, iar apoi grâul de plin în spic vorbește despre a merge în împărăția lui Dumnezeu. A nu se înțelege că poți merge în cer numai dacă treci prin toate cele trei etape. Pentru a merge în cer este suficient să primești mântuirea. O persoană mântuită, indiferent în ce etapă a mântuirii moare, va merge în ceruri. Amintiți-vă de tâlharul care a murit pe cruce, alături de Domnul Iisus Hristos, care i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. De îndată ce a fost salvat, s-a dus în rai. Dar acest rău făcător, după ce a primit mântuirea, nu a făcut nimic bine. Nu a făcut nicio faptă bună. Deci, în cazul în care cei salvați mor, ei merg automat în cer. Dar acest lucru totuși nu este cel mai de dorit. Pentru că, dacă sunt mântuiți, trebuie să trăiască în această lume cu demnitate, ca și mântuiți, și apoi vor merge în rai. Oamenii se nasc în această lume, iar apoi trebuie să treacă printr-un proces de creștere, corpul lor crește, mintea și personalitatea lor, caracterul lor. Ei au nevoie de acest proces de creștere pentru a se maturiza. În cazul staturii, atunci când atingi o anumită înălțime, te oprești din creștere, dar în ce privește personalitatea, caracterul, trebuie să crești pe tot parcursul vieții tale. Sunt unii oameni care au trup foarte mare, dar personalitatea, caracterul lor este ca cea a unui copil mic. Și mintea este ca cea a unui copil mic. Astfel, corpul, personalitatea, mintea, trebuie să se dezvolte pentru că această persoană să poată apoi să lucreze și să trăiască în societate. În același mod, după ce am primit mântuirea, trebuie să creștem spiritual, să avem personalitatea lui Hristos și apoi să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru care primul lucru este să te naști ca un copil al lui Dumnezeu. Să te naști este o singură dată în acest moment și nu există nicio persoană care să facă ceva pentru a se naște. Și ne naștem din dragostea părinților. În același mod, nu este vorba de faptul că am făcut ceva pentru a primi mântuirea, ci Dumnezeu ne-a mântuit în mod gratuit. Iacov 1,18 spune, El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului. El ne-a făcut să ne naștem prin cuvântul și prin harul său, așa că suntem deja copii ai lui Dumnezeu. Mai întâi, începutul vieții, fir verde, spune, înseamnă că atunci când am primit mântuirea, firul verde a răsărit. Coloseni 1 cu 6 spune, care a ajuns până la voi și este în toată lumea. Evanghelia a venit la voi și la întreaga lume, Evanghelia care a pornit de la Ierusalim spre vest a ajuns acum în est. Aceasta evanghelie a fost propovăzuită prin intermediul altor frați mântuiți. Fără a cunoaște un frate mântuit ar fi foarte greu să primești mântuirea și în cazul meu dacă nu aș fi întâlnit o persoană mântuită nu aș fi primit mântuirea. La vremea respectivă urma să fiu profesor de teologie, studiam teologia, dar eu încă nu primisem mântuirea. Chiar dacă studiam teologia, m-ar fi dus în iad, luând cu mine mulți, mulți oameni. Când mă gândesc la acest lucru, mă sperie foarte mult acest gând. Pentru a primi mântuirea, trebuie să cunoști alți oameni care sunt mântuiți. Viața este cea care dă naștere altor vieți. Așadar, faptul că ați întâlnit niște persoane mântuite este o mare binecuvântare. Fie că sunt prieteni, rude, cei mântuiți v-au predicat Evanghelia prin care ați primit mântuirea. Este un lucru uimitor deosebit de mare. Efeseni 2 spune că -și prin har ați fost mântuiți prin credință. Apoi în Colosem spune că a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr. Prin Duhul Sfânt am ajuns să cunoaștem Evanghelia și am primit mântuirea. Când auziți cuvântul, Duhul Sfânt vă face să înțelegeți acest cuvânt. Noi nu înțelegem cuvântul pentru că suntem inteligenți, dar cu inima deschisă, dacă asculți cuvântul, căutându-l pe Dumnezeu, Duhul Sfânt te ajută să primești mântuirea. De aceea ați primit mântuirea sufletului. Am deja mai mult de 60 de ani de când am primit mântuirea. Alții au deja 10 ani, alții au deja 5 ani, alții au deja 3 ani, alții au deja un an, alții poate că doar ieri. A primit mântuirea. De aceea cântarea spune sunt fericit, sunt fericit, în harul lui mă voi bucura. Are toată lumea această zi a mântuirii? Chiar dacă ați uitat, aveți această zi. Sau trebuie să aveți această zi. Dacă ești mântuit, neapărat trebuie să ai această zi, ziua în care ai cunoscut Harul lui Dumnezeu. De aceea, atunci când vă uitați, când citiți biografia primilor creștini, când vorbesc despre mântuirea lor, ei vorbesc despre data mântuirii, chiar și despre ora la care au primit mântuirea. Desigur, data și ora nu sunt importante în sine, dar totuși faptul că au primit mântuirea nu poate fi îndepărtat sau pierdut. Faptul că am primit mântuirea este deja în trecut. Am fost născut din nou. Este o singură dată în viață. Așa că, în 1 Petru, capitolul 1, versetele 8 și 9, hai să căutăm acest cuvânt. 1 Petru, capitolul 1, versetele 8 și 9 Noul Testament. 1 Petru, capitolul 1, versetele 8 și 9, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el, fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Nu îl vedem, dar îl iubim. De ce îl iubim? Pentru că El ne-a salvat. Nu îl vedem încă, dar credem în El și ne bucurăm cu o bucurie negrăită și strălucită. Sufletele care erau moarte din cauza greșelilor și a păcatelor au venit la viață. Mântuirea pe care am primit-o este mântuirea sufletului. Din moment ce suntem mântuiți, așa cum spune, putem să ne bucurăm cu o bucurie nespusă și glorioasă. Este ceva ce nu poate fi exprimat prin cuvinte. Este bucuria veșnică pentru că am primit mântuirea. Chiar dacă suntem săraci, suntem bucuroși. Chiar dacă suntem bolnavi, această bucurie nu ne poate fi luată niciodată. Dacă murim, tot la Domnul vom merge, așa că de ce să ne fie frică? Domnul va fi mereu cu noi. Suntem deja copii ai lui Dumnezeu și avem speranța eternă de a merge în cer. Spune pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre Mântuirea Sufletelor voastre este mântuirea Sufletului care s-a împlinit odată pentru totdeauna. Apoi, o altă etapă a mântuirii spune Spicul. Spic se referă la dezvoltarea vieții. Haideți să ne uităm în Filipeni, capitolul 2, Noul Testament, Filipeni, capitolul 2, Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Aici spune: duceți-vă până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Unii văzând acest cuvânt spun: Cum? Nu suntem mântuiți? De ce ar trebui să ne ducem mântuirea noastră cu frică și cu tremur? Cum? Cu frică și cu tremur? Cu frică să nu ajungem în iad? Cu frică și cu tremur nu înseamnă acest lucru. Biblia vorbește despre cuvântul mântuire de mai multe ori, deși este vorba de același cuvânt, dar sensul este diferit în funcție de context. În primul rând, mântuirea sufletului se referă la sufletele care au fost moarte și care se întorc la viață. Este prima etapă a mântuirii. Aici apostolul Pavel, pentru că a predicat cuvântul, a fost întemnițat. Dacă ne uităm în faptele apostolilor, capitolul 16, vorbește despre Pavel când predica în Filipii l-au obiciuit și l-au întemnițat și de acolo a început biserica din Filipii. De aceea apostolul Pavel i-a iubit foarte mult pe frații din Filipii, iar ei l-au iubit de asemenea pe apostolul Pavel. Ei se rugau mereu pentru Pavel și pentru un alt om pe nume Pafrodit, care venea și pleca sprijinindu-l astfel pe apostolul Pavel cu multe lucruri în nevoile sale. Chiar și atunci când Apostolul Pavel a fost întemnițat, frații din Filipii l-au sprijinit cu multe lucruri. De aceea spune, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Apostolul Pavel era absent, nu era cu ei, pentru că a fost întemnițat. Desigur, mântuirea Sufletului. Am primit-o prin har, nu pentru că am făcut ceva, dar în această etapă a mântuirii spune cu frică și cu tremur. Este un proces, cea de-a doua etapă a mântuirii. Duceți-vă mântuirea voastră. Nu înseamnă că desăvârșim noi mântuirea pe care am primit-o, ca și cum ar fi o mântuire imperfectă, nu. Mântuirea despre care vorbește aici este a doua etapă, este sfințirea, atunci când li se spune folosiți bine banii, este acest sfat pentru cei care au bani sau pentru cei care nu au bani. Este clar, pentru cei care nu au bani, nici măcar nu poți să le dai acest sfat. folosește bine banii. Sfatul de a folosi bine bani este adresat celor care au bani, așa? În același mod, Celor care au primit mântuirea Sufletului li se spune lucrați la mântuirea voastră, duceți-vă mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Înseamnă să încercăm să trăim în mod demn, să acționăm cu demnitate ca și oameni mântuiți, să împlinim mântuirea noastră în viața de zi cu zi. Deci, în această etapă a mântuirii este nevoie să o împlinim. Cu frică și cu tremur, supunându-ne Cuvântului și Duhului Sfânt. De ce? Cu frică și cu tremur. În cazul în care, în eventualitatea în care firea păcătoasă ne-ar ispiti și am face păcate, de aceea, desigur, chiar dacă, desigur, chiar dacă cei mântuiți comit păcate, nu înseamnă că vor merge în iad, dar vor primi pedeapsă, disciplina lui Dumnezeu apoi vor avea ocazia să învețe din disciplină. În mod normal, părinții nu disciplinează copiii altora, dar își educă și își disciplinează proprii copii. Mai întâi îi educi și dacă nu se corectează, atunci îi disciplinezi. Dacă nu se supun, vine o disciplină mai mare. Iar dacă nu se supun, Dumnezeu, de exemplu, pe copiii lui îi cheamă acasă. De aceea în 1 Corinteni capitolul 5, printre cei mântuiți, unii nu s-au pocăit de păcatele lor, de aceea spune că au fost dați pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Sus. În cazul celor mântuiți, ei pot primi pedeapsă, dar nu vor pieri pentru totdeauna în iad. Dar tot trebuie să se teamă pentru că atunci când vor sta în fața Domnului, el îi va mustra foarte tare. Despre asta vom învăța cu altă ocazie. Pune să vă duceți mântuirea cu frică și cu tremur. Pune acest cuvânt nu pentru că mântuirea sufletului se va pierde, ci pentru că cu frică și cu tremur trebuie să îl slujești pe Dumnezeu Tatăl în viața de zi cu zi pentru că dacă asculți, Dumnezeu te va răsplăti, iar dacă nu asculți, Dumnezeu te va pedepsi. De aceea, această etapă a mântuirii se numește mântuirea comportamentului. Creșterea credinței înseamnă că îți schimbi comportamentul. Acum că am primit dragostea lui Dumnezeu, avem deja Duhul Sfânt, astfel încât inima noastră puțin câte puțin devine asemenea inimii Domnului. De aceea, în Galateni capitolul 4, versetul 19, frații din biserica din Galatia, deși erau mântuiți, viața lor încă nu se schimbase, aveau probleme în viața lor creștină, așa că în versetul 19 apostolul Pavel le spune, copilașii mei, pentru care iar simt durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi. Mamele, toată viața lor, ele suferă mai întâi pentru că nasc copiii și apoi pentru că își cresc copiii. Suferă pentru a-i naște și apoi pentru a-i educa, pentru a-i crește, chiar și atunci când intră la școală, îi educă bine, chiar și atunci când copiilor sunt deja căsătoriți la casele lor, Părinții mereu au grija copiilor lor. Până când cresc. Așa că Apostolul Pavel le-a spus și el așa: Până când Isus Hristos va lua chip în voi. În cazul Apostolului Pavel, Isus Hristos era deja format în el, avea chip în el, așa că a spus: Port semnele Domnului Isus Hristos. Caracterul lui Isus Hristos s-a reflectat în viața Apostolului Pavel. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu cal pe urmele lui Isus Hristos. De aceea le-a spus: Ca să devină asemenea lui Isus. Filip a zis către Domnul: Arată ne pe tatăl! Cine va fi de ajuns? Și Isus i-a zis: De atâta timp sunt cu voi. De ce îmi spui așa? Arată ne pe tatăl! Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Cu alte cuvinte, prin Domnul Isus Hristos putem cunoaște personalitatea, caracterul, dragostea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu însuși care s-a făcut trup și care a venit în această lume. De aceea a spus, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Desigur, nu putem fi ca Iisus Hristos, nici ca Apostolul Pavel, dar chiar și așa, Iisus Hristos, încetul cu încetul, trebuie să ia chip, să se formeze mai mult în noi. Pentru ca ceilalți să știe că noi îl avem cu adevărat pe Dumnezeu, pe Isus Hristos în inima noastră, în viața noastră, în felul nostru de a trăi, de a vorbi, de a acționa, Isus Hristos trebuie să se vadă în noi. Fapt pentru care Apostolul Pavel a spus, copilașii mei, pentru care iară simt durerile nașterii. Iată cum poate fi înțeles. De aceea se numește mântuirea comportamentului și se numește mântuirea caracterului. Pentru că trebuie să trăim o viață sfântă ca oameni mântuiți. Acesta este a doua etapă a mântuirii. Și întotdeauna să trăim cu frică și cu tremur, supunându-vă și ascultând de Duhul Sfânt care este în noi. De aceea se mai numește și creșterea credinței. De aceea, în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 3 spune Credința voastră merge mereu crescând. În Luca 17, Domnul Iisus spune că atunci când începe credința, mărimea ei este ca cea a unui bob de muștar. Sămânța de muștar este foarte mică, dar are viața. Am fost de trei ori în Israel și acolo am văzut arborele de muștar. Nu este un copac atât de mare. Are cam 2 sau 3 metri. În comparație cu alți copaci, nu este atât de mare, dar semințele sale sunt atât de mici. niște semințe foarte, foarte mici. Semințe de muștar. Pomul de muștar, când deja a crescut, când crește, se face mare, încât păsările își pot face cuib. Iisus Hristos spune acest cuvânt. Deci, când abia am primit mântuirea, viața abia a început. Dar când cresc, devine ca un copac. Crește ca un copac și vorbește despre creșterea credinței. De aceea, în 2 Tesărănecen, capitolul 1, versetul 3, spune: Credința voastră merge mereu crescând. Încetul cu încetul devine o credință matură. Apoi, a treia etapă a mântuirii, bobul greu de plin în spic, se referă la roada vieții. În acest stadiu, personalitatea lui Iisus Hristos este deja formată, a luat chip în creștin. Iisus Hristos a luat chip în cel mântuit, atât în felul în care vorbește, cât și în felul în care acționează cei care spun că crede în Iisus Hristos, în biserică, îl laudă pe Domnul și îl slujesc, dar în afara bisericii se ceartă, devin geloși, lacom. Aceasta este viața creștinilor? Este una dintre. Este una din două în, în aceste situații. Ori nu au primit mântuirea, sau dacă totuși sunt mântuiți, nu cresc pe măsură ce trece timpul. De aceea în 1 Corinteni, capitolul 3, de la 1 la 3, frații bisericii din Corint, deși erau mântuiți de mult timp, cunoșteau multe din Biblie, aveau multe daruri, dar apostolul Pavel îi mustră și le spune Fraților, nu v-am putut vorbi ca unor, ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, căci nu le puteați suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Laptele spiritual îl puteau consuma, dar când li se dădea bucate tari, cu alte cuvinte, să trăiască pentru Dumnezeu, să se jerfească pentru Dumnezeu. Și ei spun, a, este greu pentru mine, a, este o povară grea pentru mine. nu e așa că mântuirea se primește prin har? De ce pastorul ăsta insistă pe lege? Unii spun așa, de aceea apostolul Pavel le-a trimis Epistola 1 Corinteni ca să se pocăiască, iar 2 Corinteni le-a trimis după ce se pocăiseră deja și ajunseseră, ajunseseră la un anumit nivel. Văd de asemenea că unii, chiar dacă au fost salvați de mulți ani, nu cresc, nu au crescut. Să ne mai uităm la un verset, 1 Petru, capitolul 2, versetul 2. 1 Petru, capitolul 2, versetul 2 Și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Spune ca niște prunci născuți din nou. Ca niște prunci nou născuți. Dacă sunt mântuiți spiritual, ei sunt doar copiii noi nou născuți. Chiar dacă unii bătrâni sunt mântuiți, dacă sunt de curând mântuiți, ei sunt doar copii nou născuți din punct de vedere spiritual. Copiii nou născuți ce caută? Țigări? Vor să fumeze? Nu, ei caută laptele. De aceea versurile unui im sună astfel ca niște prunci nou născuți caută harul lui Dumnezeu. Bebelușii caută laptele sunt mulțumiți, mâncând lapte, și așa cresc. Animalele, de îndată ce se nasc, caută instinctiv laptele mamei, mănâncă și cresc. La ce se referă laptele în acest caz? Se referă la Cuvântul lui Dumnezeu. În această Biblie există cuvinte care sunt pentru cei proaspăt mântuiți, alte cuvinte care sunt pentru cei care au crescut deja, și alte cuvinte care sunt pentru cei maturi. Ei pot trăi și chiar muri pentru Dumnezeu, își pot sacrifica viața pentru Dumnezeu. Chiar dacă au primit mântuirea, sunt unii care încă trăiesc pentru ei înșiși fiind foarte egoiști, gândindu-se doar la ei înșiși, în cazul copiilor mici, printre ei, uneori văd luptându-se pentru o mașinuță, chiar dacă este stricată pentru o jucărie mică. Când adulții văd, văd că nu sunt suficient de maturi. Dar chiar și așa, adulții între ei se ceartă și ei ca niște copii. Când copii se joacă cu pistolul, sau cu pușca de jucărie, se cred cineva. Dar și adulții, când ajung undeva într-o poziție mai înaltă, se cred cineva. Dar tot ce au pe lumea asta este doar o jucărie, știi? Este doar o jucărie. Creștinii nu trebuie să se lupte pentru aceste lucruri, pentru că ei sunt foarte diferiți de oamenii lumii. Până ce va lua Hristos chip în voi, până la maturitate. Iisus Hristos trebuia să ia chip în viața creștinilor mântuiți. De aceea, în 2 Petru, capitolul 1, spune să vă faceți părtași firii dumnezești. Și în Luca, capitolul 2, versetul 52, spune că Isus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Isus Hristos s-a născut și El în această lume a fost copil și apoi a crescut în înțelepciune, în statură și era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Isus a trecut și el prin acest proces de creștere, acum că suntem mântuiți, Hristos Isus a intrat în noi și suntem asemenea lui Isus Hristos. Trebuie să creștem spiritual. Astfel, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 18, spune Creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Să căutăm 1 Corinteni, capitolul 13, Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 11, când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat și era copilăresc. Apostolul Pavel, când a scris acest cuvânt, a trecut și el prin procesul de creștere și prin atrapa de copil. Când era copil, vorbea ca un copil, Gândea ca un copil, judeca ca un copil, chiar dacă era apostolul Pavel. Dar când Pavel a devenit un om mare, a părăsit ceea ce era copilăresc. Dar când te uiți la unii, felul lor de a vorbi, de a gândi și de a acționa este ca cel al unui copil mic. Este trist. Ei înși spun că au primit mântuirea de multă vreme. Și cred că sunt deja mari, dar nu pot crește chiar dacă timpul a trecut. Sunt alții care cresc foarte repede, chiar dacă nu au fost mântuiți de mult timp, iar alții chiar dacă au fost mântuiți de 10 sau 20 de ani, nu sunt încă maturi. De aceea, când părinții își văd copiii care umblă după bunul lor plac, le spun când vei fi tu om? Da, el este deja om, dar părinții îl întreabă când vei fi tu om? Adică când o să te maturizezi? Când vezi cum vorbesc și cum se comportă, vorbesc, cum vor, în ce fel vor, de aceea părinții când își văd fii un blând așa se îngrijorează. Credeți că toți oamenii sunt recunoscuți ca fiind oameni? Nu? Ei trebuie să se comporte ca niște oameni pentru a fi recunoscuți ca fiind oameni. Chiar dacă au un corp uman, există unii care umblă cu o gândire de animal. Deci știți care este scopul învățătorii, nu-i așa? Scopul învățătorii este acela de a-i face să devină oameni adevărați. Dar deși li se insuflă o mulțime de cunoștințe, dar dacă nu schimbă caracterul, este o problemă. Cel mai important lucru este să ai un caracter bun. Chiar dacă au absolvit o universitate bună și au o mulțime de cunoștințe, dar când vedeți cum vorbesc și cum acționează, îți dai seama că sunt încă imaturi, încă sunt copii. Faptele lor sunt foarte prostești. Nu pentru că nu au învățătură, cunoștințe, ci pentru că nu au caracter. De aceea spune, creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Am auzit de un obicei că mamele însărcinate își aducă fătul încă din pântecele mamei. Când o mamă este însărcinată, alege patru poze al unei persoane pe care o respectă foarte mult, și de fiecare dată când privește aceste poze, își dorește ca copilul ei să semene cu acea persoană. Nu știu cât de mare efect are acest lucru, această practică. De exemplu, călugării din Templul lui Buddha, care ajung să semene cu Buddha, în fiecare zi fac acest lucru, se plimbă, meditează, își rad capul. Așa că uneori călugării din Templul lui Buddha par să fie ca Buddha, dar inima lor este mai întâi de toate ca Buddha. De aceea în Evrei capitolul 12 versetul 2 spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Spune să ne uităm țintă. Asta înseamnă că atunci când un pictor, având o persoană în fața lui, îi desenează sprâncenele, nasul, gura, pictează în tocmai așa cum este cel la care se uită. Într-o biserică din Corea, odată, o soră mai în vârstă, mi-a desenat chipul în timp ce eu predicam. O pictură la fel ca o fotografie. Așa cum sunt eu, m-a desenat bine în timp ce predicam în biserică. În același mod, în inima noastră, trebuie să ne gravăm persoana și caracterul lui Iisus Hristos. Pas cu pas. Așa cum spune, trebuie să-L imprimăm în inima noastră pe Domnul Iisus Hristos, care este autorul și desăvârșitorul credinței noastre. Deci, acesta este procesul de creștere în credință. Apoi. Urmează a treia etapă a mântuirii. Grâu de plin în spic. Am văzut că prima dată este un fir verde, apoi spic și apoi grâu de plin în spic. Se referă la rodul vieții. Adică să devenim asemenea lui Isus. Nu numai inima noastră, viața noastră se va schimba, ci în cele din urmă chiar și trupul nostru va fi transformat. A doua etapă a mântuirii se referă la schimbarea comportamentului nostru, a caracterului nostru, iar a treia etapă a mântuirii se referă la faptul că trupul nostru va fi transformat cu adevărat ca cel al Domnului nostru Isus Hristos. Să ne uităm în Filipeni, capitolul 3. Versetele 20 și 21. Filipeni, capitolul 3, versetele 20 și 21. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite, și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Spune că cetățenia noastră este în ceruri deja. Acum, că suntem mântuiți, suntem din cer, trupul acesta ne transformat este țărână dar dacă suntem mântuiți, în același timp suntem deja în cer. Trupul va merge în țărână, dar sufletul nostru, Duhul, este deja cu Dumnezeu. De aceea avem cetățenie în ceruri. Avem deja cetățenia. Tot procesul de imigrare s-a încheiat. Avem deja viza pentru cer. Nici măcar nu trebuie să ne mai cumpărăm bilet de avion. Pentru că imediat ce va veni Isus Hristos, El ne va lua. Pune de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Această etapă a mântuirii se referă la mântuirea trupului. Cuvântul spune: El va schimba trupul stării noastre merite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Cu alte cuvinte, trupul nostru pe care îl avem, el îl va transforma în trup glorios, ca al Domnului, într-un mod foarte glorios. Un trup chiar mai glorios, mai frumos decât cel al îngerilor. Știați? Ți-ar plăcea sau nu? Ți-ar plăcea atât de mult, nu-i așa? De aceea îl și așteptăm pe Iisus Hristos să vină. La fel ca o omidă urâtă care mănâncă frunzele copacului, după un timp se transformă într-un fluture și apoi zboară spre cer. Cu acest trup pe care îl avem, când va veni Iisus Hristos, nu vom putea merge, dar când Iisus Hristos va, de va veni, Trupul nostru va fi transformat și cu un trup transformat vom merge cu el. De aceea spune: El va schimba trupul stării noastre zmerite. Să ne uităm în Evrei, capitolul 9. Evrei, capitolul 9 versetul 28. Evrei, capitolul 9, versetul 28. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă. Așa va veni a doua oară, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce îl așteaptă. Așadar, fără să aibă de-a face cu păcatul, atunci când va veni Isus Hristos, vom fi luați sus. De aceea, noi, cei mântuiți, așteptăm să vină Domnul Isus Hristos. Ne gândim că va veni astăzi, sau mâine, știm că este foarte aproape ziua celei de-a doua venire a lui Isus Hristos. Așadar, această etapă a mântuirii se referă la mântuirea trupului nostru. El va transforma trupul nostru într-un trup glorios. Acest trup pe care îl avem este țărâna pământului, este slab și stricat, dar va fi transformat într-un trup perfect și glorios. așa că se va arăta a doua oară ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Când va veni Iisus Hristos, chiar și trupul nostru va fi transformat într-un trup perfect. Haideți să ne uităm în Roman, capitolul 8. Roman, capitolul 8, versetul 23. Roman, capitolul 8, versetul 23 Și nu numai ea, dar și noi care avem cere din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în adică răscumpărarea trupului nostru. Spune, avem cere din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi. De ce? Uneori, noi cei care suntem mântuiți, obosim, umblăm în sărăcie, umblăm disprețuiți de oameni, suntem necăjiți, suntem chinuiți. De aceea avem multe necazuri în această lume. Dar necazurile pe care le avem după ce am primit mântuirea sunt pentru ca să ne încredem mai mult în Domnul, să avem mai multă răbdare. Și să devenim mai mult ca Domnul. Dar oricum, avem necazuri. De aceea, și Apostolul Pavel a vrut să meargă la Domnul cât mai curând posibil, pentru că a avut multe necazuri. El a spus: Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămână în trup. Astfel, așteptăm înfierea, răscumpărarea trupului nostru. Prima etapă a mântuirii este mântuirea Sufletului, a doua etapă este mântuirea caracterului, a conduitei de viață, iar a treia etapă și ultima etapă a mântuirii este mântuirea trupului nostru. Acestea sunt cele trei etape ale mântuirii. Deși este același cuvânt, mântuire, dar înțelesul său este diferit de la caz la caz. Mântuirea se face în trei etape, așadar, așteptăm răscumpărarea trupului nostru. Acum, ca să rezumăm lucrurile, mântuirea Sufletului am primit-o, așa cum spune în 1 Petru, capitolul 1, versetul 8 și 9, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut. Credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Aceasta este prima etapă a mântuirii, am primit deja mântuirea sufletului nostru, de aceea avem o bucurie nespusă și glorioasă. Chiar dacă ne aflăm în momente foarte dificile în viață, doar gândindu-ne la mântuire, ne bucurăm și ne veselim. Dacă nu am primit mântuirea, viața noastră ar fi fost foarte mizerabilă. Fără să-L cunoști pe Dumnezeu, fără să-L cunoști pe Domnul Isus Hristos, fără să știi unde te duci după moarte, este o viață foarte mizerabilă. Viața oamenilor fără speranță este cea mai mizerabilă. Viața pe care o trăiesc în această lume, abia dacă durează câțiva ani, Nimic mai mult. Așadar, dacă această viață a lumii ar fi totul, care ar fi diferența dintre viața omului și cea a animalelor? Dar noi am primit mântuirea sufletului. Când ne uităm în Efeseni, capitolul 1, versetul 7, spune: În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor, după bogățiile harului său. Ați primit deja iertarea păcatelor? Câte păcate au fost luate de la noi? Toate și pentru totdeauna. Trebuie să fie răscumpărarea veșnică. Dar dacă credeți că unele păcate nu au fost încă iertate, aceea nu este mântuire. Fără să lase vreun păcat, Iisus Hristos a luat toate păcatele noastre pentru totdeauna. Biblia ba chiar spune că El a plătit dublu. De aceea am primit răscumpărarea veșnică apoi spune că am fost îndreptățiți. Primirea iertării păcatelor este puțin diferită de a fi îndreptățit. În Roman, capitolul 3, versetul 24 spune și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pune fără plată. Iertarea păcatelor înseamnă că toate păcatele tale au fost îndepărtate, iar a fi socotit, neprihănit, îndreptățit, justificat, în mod gratuit, înseamnă că Dumnezeu ne vede ca și cum am fi respectat toată legea. De aceea, în Roman 5,19 spune că și după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, prin neascultarea unui om, adică Adam, tot așa, prin ascultarea unui singur om, adică Isus, cei mulți, adică noi, suntem făcuți neprihăniți. În Adam am fost făcuți păcătoși, dar în Isus suntem considerați neprihăniți. Prin urmare am fost îndreptățiți, apoi spune că avem viața veșnică. În Ioan 5 cu 24 spune, cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. De asemenea, în Ioan 10 cu 28 spune, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Unii spun că cei mântuiți își pot pierde mântuirea. Dar este greșit ceea ce spun sau ceea ce gândesc. Dacă sigur au primit mântuirea, au deja viața veșnică. Cel care împăzește viața ca să nu mă pierd, nu sunt eu, ci Domnul Iisus Hristos. După ce a plătit un preț atât de mare, atât de valoros, și ne-a cumpărat, astfel încât nimeni să nu ne poată smulge din mâna lui Dumnezeu, Tatăl și din mâna Domnului Isus Hristos. Acolo suntem în siguranță, deci mântuirea nu se poate pierde. De asemenea, am fost născuți din nou. A primi mântuirea înseamnă că suntem născuți din nou ca și copii al lui Dumnezeu, Toate vietățile care zboară se nasc de două ori. La fel ca și omizile, după un timp se transformă în fluturi și apoi zboară. Toate ființele zburătoare se nasc de două ori. La fel suntem și noi. Faptul că am primit mântuirea înseamnă că suntem născuți din nou. Din punct de vedere spiritual, ne-am născut din nou. De aceea spune, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viac. Așadar, a primi mântuirea înseamnă a primi iertarea păcatelor, a fi îndreptățit, a fi născut din nou și a fi copil al lui Dumnezeu. De aceea, în cartea Ioan, capitolul 1, spune: Celor ce cred în numele lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Sunt oameni în această lume care au puterea, autoritatea de a fi copiii președintelui sau a vreunui rege, este un mare lucru în această lume, dar imaginați-vă! Mântuiți fiind, Tatăl nostru este Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și întregul univers. Acum suntem deja copii ai lui Dumnezeu. Așa că în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1 spune, Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe el, Dacă nu-l cunoaște pe tată, cum îi va cunoaște pe copii? Evreii nu știau că Iisus Hristos este singurul fiu născut al lui Dumnezeu. Dacă l-ar fi cunoscut pe Dumnezeu tată, l-ar fi cunoscut și pe Iisus Hristos. Evreii nu-l cunoșteau pe Iisus, adică nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Oare oamenii lumii ne cunosc pe noi că suntem fiii lui Dumnezeu? Nu, nu ne cunosc, nici măcar nu le pasă. Sunt momente în care câinii vin la noi, latră și vor să ne muște, iar noi le spunem, pleacă câine, eu sunt copil al lui Dumnezeu, tu nu știi asta? Dacă oamenii din lume nu ne cunosc, cum ne vor cunoaște câinii? Lumea nu știe că suntem copii ai lui Dumnezeu, dar Biblia spune, dacă suntem copii, suntem și moștenitori moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Acum împărăția cerurilor va fi a mea. De aceea în Ioan 17 spune, în casa tatălui meu sunt multe locașuri. Noi suntem deja moștenitori ai lui Dumnezeu. Și de asemenea, a primi mântuirea înseamnă a primi Duhul Sfânt. Deci în Galaten 3 cu doi spune, ați primit voi Duhul Sfânt prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Când am primit mântuirea, Duhul Sfânt a venit în mine. Când am fost mântuit, nu știam ce este mântuirea sau că Duhul Sfânt a venit în mine. Dar ceea ce știam cu exactitate este că am primit iertarea pentru toate păcatele mele. Apoi am ajuns să cunosc că atunci când am primit mântuirea sunt copil al lui Dumnezeu, moștenitor al lui Dumnezeu și că primisem Duhul Sfânt. Este un lucru uimitor, se întâmplă toate în același timp. Un copil mic nu știe dacă trupul său are ficat, inimă, rinichi, Chiar dacă nu știe, dar organele sunt acolo, în corpul său. Apoi, când crește, învață despre corpul său, știe că are ficat, rinic, inimă care pompează de 100.000 de de ori pe zi. Așa că atunci când crește, învață despre asta. În același mod, pe măsură ce învățăm Biblia, vom învăța că avem deja Duhul Sfânt, și așa vom învăța puțin câte puțin. Domnul care a luat toate păcatele mele locuiește în mine. Chiar dacă nu știi, el este acolo. În 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 spune Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi, de ce li-s a spus acest cuvânt? Pentru că ei cu trupul lor, frații din biserica din Corint, făceau păcate, chiar și adulter. De aceea spune: Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Astfel au pângărit templul Duh Duhului Sfânt. Dacă ar fi știut cu adevărat, nu s-ar fi dus oriunde. Unul spune, vreau să merg astăzi într-un loc, și îi spune domnului, Doamne, astăzi rămâi acasă, odihnește-te, căci acolo unde mă duc eu nu-ți va plăcea. Atunci domnul ne va spune, da, bine, du-te liniștit. Nu? Domnul nu ne va părăsi niciodată. Când te duci în club să dansezi, chiar și acolo, domnul este cu tine. Deci, având deja pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, vei vorbi oricum, vei face aceleași păcate și te vei purta oricum vrei. Deci, cuvântul spune, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat. Noi, cei care suntem mântuiți, am fost separați de lume în 1 Petru capitolul 1, cuvântul spune, după cum cel ce va chemat este, este, sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, că ce este scris, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Obișnuiam să trăim în mijlocul păcatului, dar am fost puși deoparte. Așadar, trebuie să trăim cu demnitate ca și copiii al lui Dumnezeu. De aceea, în 1 Petru, capitolul 4, versetul 2, spune, pentru că în vremea care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Din moment ce am primit mântuirea, restul vieții noastre nu mai trebuie să o trăim după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Fie că trăim, fie că murim, să fie după voia lui Dumnezeu. Așa este viața creștinilor mântuiți. Haideți să căutăm. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13. De aceea, încinteți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. La arătarea lui Isus Hristos, puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus. Va fi un har pe care Domnul ni va aduce atunci când se va arăta. Și asta trebuie să așteptăm. Ce fel de har va fi acesta? Trebuie să-l așteptăm. Viața noastră, din momentul în care suntem mântuiți și până când mergem în cer, în funcție de modul în care am trăit, vom fi judecați în fața scaunului de judecat al lui Iisus Hristos. Haideți să mai căutăm un verset, 2 Corinteni, capitolul 5, Noul Testament, 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 9 și 10. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru că fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Apostolul Pavel spune, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, Indiferent dacă trebuie să trăim sau să murim, noi trebuie să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu. Asta spune Apostolul Pavel. Nu trebuie să încercăm să ne mulțumim poftele noastre, ci pe Domnul. Chiar dacă vreau să fac ceva, dacă nu este pe placul Domnului, nu ar trebui să fac acel lucru. Trebuie să facem ceea ce este pe placul Domnului. Fă ceea ce îi place Domnului. Dacă nu este pe placul Domnului, nu o faceți dacă avem inima lui Hristos, vom fi capabili să facem acest lucru. Așadar, trebuie să trăim pentru a-L mulțumi pe Domnul. Așa a spus și Isus Hristos în Ioan 8, Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Isus Hristos a spus, Eu întotdeauna fac ce este plăcut Tatălui meu. Apoi în Evrei, capitolul 11, versetul 5, spune Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. În Geneza 5,22 spune că Enoch a umblat cu Dumnezeu Enoch primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Așa vom fi și noi ridicați, fără să vedem moartea ca Enoch, fie în moarte, fie în viață, în orice caz trebuie să încercăm să fim pe placul lui Dumnezeu. La fel ca și Apostolul Pavel, ca și primii mântuiți din Biserica Primară, trebuie mereu să căutăm să fim plăcuți lui Dumnezeu. De ce? căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Cei mântuiți la venirea lui Iisus Hristos vor sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Cei care nu au primit mântuirea vor primi altă judecată în funcție de păcatele pe care le-au făcut. Vor primi judecata și vor merge apoi în iad și vor primi pedeapsa veșnică. Dar cei care sunt mântuiți, toate lucrurile vechi au trecut, nu contează cum au trăit înainte de a primi mântuirea, dar după ce primesc mântuirea, până când se duc la Isus Hristos, în funcție de cum au trăit, tot ceea ce au făcut va fi calculat. Pentru ca fiecare să-și primească răsplată după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Binele și răul despre care vorbește aici este diferit de standardul moral pe care îl are lumea. oamenii lumii, dacă este ceva bun, e bun, dacă este ceva rău, spun că este rău. Desigur, pentru creștinii mântuiți este la fel. Ba chiar creștinii au un standard mult mai înalt. Dacă nu trăiesc în conformitate cu voia lui Dumnezeu, este rău. În Iacov 4 cu 17 spune, deci cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. În această lume a face răul este rău, dar pentru noi a nu face binele este păcat. Cunoscând binele, dacă nu-l facem, este păcat. Chiar dacă știm care este voia Dumnezeu, dar dacă nu o facem, este păcat. Deci fie că este bine sau rău, așa vom apărea la judecata lui Hristos. Să fi trăit doar pentru sine este rău. A trăi pentru Dumnezeu este un lucru bun. A trăi după voia lui Dumnezeu este un lucru deosebit de bun. Deci în funcție de modul în care am trăit fiecare, în acest trup, pentru restul vieții noastre vom fi judecați și totul va fi dezvăluit. În Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12, pune Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui spune fiecăruia după fapta lui. După ce ai primit mântuirea, în funcție de modul în care am trăit, vom primi o răsplată diferită. Răsplată care ne va fi dată este diferită de cea din această lume. Nu este o bucată de hârtie pe care scrie diplomă, nu va fi așa, este o glorie veșnică care ne va fi dată. Deci dacă este voia lui Dumnezeu, trebuie să primim orice fel de necas sau suferință pentru că vom primi răsplata, gloria veșnică. Ceea ce am trăit pentru Dumnezeu este un lucru mărunt, dar când va veni Isus Hristos, vom primi o glorie atât de mare, de zeci de mii de ori mai mare decât ceea ce am făcut noi. El ne va da răsplata. În 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17 spune, căci între noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Spune căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Știu că am făcut un lucru mărunt, dar voi primi o glorie, o răsplată mare. Acesta este harul. Prin urmare, este harul care ne va fi adus atunci când Isus Hristos se va arăta, se va manifesta. Astfel, mântuirea sufletului pe care am primit-o este aceeași pentru toți, dar răsplata și slava vor fi diferite de la caz la caz, de la persoană la persoană. La fel cum gloria soarelui, a lunii, a fiecărei stele este diferită. Slava pe care o va primi apostolul Pavel, sau apostolul Petru, sau, apos sau diaconul Ștefan, care a fost ucis cu pietre, va fi diferită de la om la om. Nu va exista nicio recompensă de grup. răsplata grupului nu este un lucru drept, ci fiecăruia să se dea după munca sa. Așteptând această zi, după ce am primit mântuirea, nu mai trebuie să trăim după dorințele noastre trupești, și după voia lui Dumnezeu. Deci credința noastră trebuie să crească. De aceea în Efeseni, capitolul 4, versetele 13 și 14 spune Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății Lui Hristos. Până că toți să ajungem la unitatea credinței, până când ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Să creștem în toate privințele până când vom ajunge la Domnul. Acum că suntem creștini mântuiți, așa cum spune Apostolul Pavel, nu mai trebuie să fim copii. Așa cum m-a spus, după ce am crescut, sunt om matur, am lepădat ce era copilăresc. Trebuie să părăsim acele obiceiuri vechi și căi vechi. Nu trebuie să spunem așa, e bine, bine că sunt mântuit, mântuirea mi este de ajuns. Nu trebuie să spunem așa. Matei, capitolul 5, versetul 48 spune, fiți dar de precum și tatăl vostru care este în ceruri este de Cum putem fi de ca Dumnezeu tatăl? Dar aceasta este scopul final. Trebuie să devenim treptat asemenea lui Isus și lui Dumnezeu și atunci chiar și trupul nostru va fi transformat și desăvârșit. Așteptând această zi, noi care suntem oameni mântuiți, ne vom trăi restul vieții separați de lume conform voinței lui Dumnezeu. Să încheiem cu rugăciune. Dumnezeule Tatăl nostru Sfânt și Milostiv, Tu ne-ai mântuit pe vremea când eram morți în greșelile și păcatele noastre, iar pentru noi care am trăit după poftele trupești, ai vărsat sângele tău prețios și ai murit pe cruce ca să ne dai nouă mântuirea și ne-ai făcut copiii tăi. Pentru restul vieții noastre ajută-ne să trăim conform voii tale și îți mulțumim că ne dai mereu acest har. Ajută-ne să trăim mereu după voia ta și pentru slava ta pentru că atunci când vom sta în fața Ta, Doamne, să primim slavă și laudă. Mai sunt încă multe persoane care nu au primit încă mântuirea, prietenii noștri, familia noastră, vecinii, cunoscuții. Te rugăm ca și ei să primească mântuirea. În mâna ta ți încredințăm toate lucrurile. În numele Domnului nostru, Iisus Hristos, ne-am rugat. Amin.